se fac anumite calcule și, din nou, mulți români își pun această întrebare dacă funcțiile sunt mai importante decât problemele cu care se confruntă cetățenii României. Mergem mai departe acum și vedem cum se văd lucrurile de la Palatul Victoria, acolo unde premierul Nicolae Ciucă a descoperit că în țara noastră pregătirile sau mai degrabă cârpelile în școli se fac pe ultima sută de metri și încă o surpriză, avem școli cu toaletă în fundul curții, însă prim-ministru promite că problema va fi rezolvată în 2 ani, aceeași problemă pe care o subliniază decidenții la fiecare început de an școlar. Există, din păcate, o stare prin care începerea anului de învățământ ne ia prin surprindere. Sperăm să nu fie chiar pe ultima sută de metri și să identificăm soluțiile și modul în care putem să sprijinim începerea, debutul anului școlar. Dar uitați aici imaginea educației românești. Ciucanezu s-a întâlnit cu elevii. Ta-na-na-na-na. Mă cheamă Teo și voiam să vă întreb ceva în legătură cu educația. La școală, la ore, nu știu, poate e doar opinia mea, dar mi se pare că învățăm foarte multă teorie și prea puțină practică și când o să ieșim în lume, adică o să ne ajute și teoria, dar mi se pare că ar trebui să învățăm și mai multă practică. Cred foarte mult că învățământul românesc are nevoie să se modernizeze și să se adapteze la nevoile viitorului, să se adapteze odată cu voi la nevoile viitorului. Sunt încă școli care au toaleta în curtea școlii și am înțeles, domnule ministru, că există o perspectivă și un plan la nivelul Ministerului Educației, astfel încât până la finele anului 2024, dacă am înțeles bine, să se finalizeze. Ați avut 3 luni de zile în care să veniți cu ceva solid și coerent, în care să vă pregătiți zdravăn pentru anul care începe acum. Dar ghiși ce? Mișcarea în vară a fost slabă, ați stat cu mâinile în cur, ați fost prin concedii, poate erați obosiți după finalul de an școlar, v-ați pregătit de campanie, iar acum, în prima zi de școală, mi se pare că ne oferiți o improvizație, un talmeș-balmeș de scenarii, o ursărie lăsată la latitudinea unității de învățământ. N-am văzut peste vară niciun program de ăsta amplu, național, vreun așa numit crash training, care să pregătească din greu profesorii pentru online, pe principiul ăla că ca să-ți fie bine, pregătește-te pentru cei mai rău. Dar ce vorbesc eu aici să n-adorm în condiții în care, vorba lui Dragoș Pătraru, voi nici măcar niște amărâte de tablete n-ați fost în stare să achiziționați ca lumea. Statul trebuie să se pregătească pentru o astfel de situație, școală online, adică statul trebuie să ofere tablete sau laptopuri acolo unde este nevoie și statul trebuie să instruiască învățătorii și profesorii. Bineînțeles, multe voci spun așa: haide, domne, să fim serioși, asta cu online-ul nu e școală, domne. Școala se face la școală, da? Ce școală să faci, domne, pe internet? Că stă copilul îmbrăcat cum vrea, că face el ce vrea acolo, minte că i-a picat netul și așa mai departe. Hei, păi poate e o bună șansă pentru a-l responsabiliza mai mult pe acel copil. Poate că este o șansă ca acel copil să înțeleagă că propria educație și propria reușită țin în primul rând de el, de seriozitatea lui, de cât de responsabil este el. Vedem modelul acesta în fiecare zi în societatea românească. Instituții puternice în sensul că vor să te domine, să te dreseze mai degrabă ca pe un animal decât să evolueze odată cu tine. De-aia zic, spre disperarea unor demenți naționaliști: asta nu e, fraților, țară în care să-ți înveți copiii să trăiască. E o țară din care înveți pe copii să plece. Și tot vorba lui, probabil nici nu mai știți cum se face, pe bune, o achiziție. Atâta vânzoleală cu e tableta, nu-i tableta, o șoricărie din asta penibilă, pusă în scenă abia spre finalul lui august, în ceasul al 25-lea, cu câteva săptămâni înainte de începerea anului școlar. De ce căcat nu v-ați fi ocupat voi de asta? Mai, iunie? Mi-e greu să înțeleg, că doar nu credeați că se va schimba ceva peste noapte. Din astea cu ar trebui să fie 500.000 de tablete, dar nu s-a atâtea, iar decontul se va face abia de prin octombrie și tot așa. Un balamuc ieftin, un film prost, conceput prost,
tardiv și pe genunchi și cu o regie și o implementare și mai proaste. Hai să vă dau un exemplu. La cumnată mea, care locuiește de mulți ani în Germania, nepotul meu a început școala pe 1 septembrie cu arme și bagaje. În nicio săptămână de la începere s-a îmbolnăvit un copil, apoi încă unul, apoi o clasă a fost închisă, la câteva zile după asta a fost închisă toată școala. Și toată această nebunie s-a derulat pe repede înainte, în puțin peste o săptămână. Și vă întreb, ce mama dracului veți face în acest scenariu? Mai ales că știm că România nu-i Germania. Pentru că acest scenariu nu este doar plauzibil, este și foarte probabil. Care este planul vostru B? Să trecem alegerile sau ceva de felul ăsta, nu? Care este planul vostru când porcăria asta se va suprapune cu gripa sezonieră? Că va veni și asta, sigur. Păi, ar fi trebuit să avem online. Da, sunt absolut conștient de faptul că online-ul este un chin pentru bieții copii. Că îi alienează, că îi înstrăinează, că îi face să stea și mai mult cu ochii în ecranele astea nenorocite. Că înțeleg greu explicațiile și adesea nu mare lucru. Dar când rahatul va lovi din plin ventilatorul și se va împrăștia pe toți pereții, n-ar fi fost bine să avem în picioare o soluție funcțională și bine pusă la punct, fie ea și imperfectă, cum este povestea asta cu online-ul? Da, ca variantă de vreme rea, pentru o lună, două, șase, nouă, până trece iureșul. Cu profesori instruiți, cu soluții dedicate de streaming, cu tablete și ce dracului mai trebuie acolo. Avem net, mai bun decât alții și asta nu grație vouă. Ne mai trebuia niște instruire pentru bieții profesori, niște scule bune care să facă posibilă transmiterea informației în condiții bune. Firmele private folosesc de mult așa ceva pentru ședințe și conferințe și comunicare în general. Am să vă și arăt imediat. Și niște tablete pentru copii pe care vă căcați pe voi să le achiziționați pe ultima 100 de metri. Dar asta presupunea să aveți un plan solid, muncit, bine pritocit și să fi lăsat dracului concediile și să nu mai frecați 3 luni peste vară, să vă preocupe mai puțin campania. Dar voi n-aveți un astfel de plan, este evident. Și este vorba despre copiii noștri. Sau ai voștri sunt la școli private care duduie de echipamente și resurse și pentru care lecțiile online sunt deja o practică bine organizată și structurată. Pentru că da, știu că există și așa ceva, am văzut cum funcționează și funcționează. Cât despre restul, persistă această mentalitate de țară bananieră, de bantustană, lipsită de resurse sanitare, lipsită de planuri pe termen mediu și lung, captivă soluțiilor pe termen scurt. Și vă garantez că termenul ăsta ar putea fi mai scurt chiar de câteva săptămâni, până când se va vedea cât de cu chiloți în vine sunteți de fapt. Dar voi, ca autorități, ar trebui să aveți un backup, un plan, o soluție, ori voi n-aveți nimic din toate astea, decât scenarii și abureli. Și mai e ceva ce se adaugă la bâlciul ăsta, pe care voi îl numiți neasumat, situația scenariilor. Părinții care n-au unde-și lăsa copiii, că încep joburile și folosesc școala pe post de creșă. Ăia care, deși ar putea sta acasă, s-au săturat și nu mai vor să o facă. S-au săturat de patru pereți și de copiii care se tot încurcă printre picioarele lor. Și mai sunt ăia care își asumă riscuri doar ca să nu rămână îl mic în urmă. Că dacă se duc toți, eu ce să fac? Să-l las acasă să piardă? Să rămână în urmă și să rămână prost? Am auzit și acest argument. Hai să nu ne mai ascundem după deget. Indiferent care ar fi părerea mea despre porcăria prin care trecem, nu pot să-mi asum riscuri pentru copilul meu și cu atât mai puțin aveți voi dreptul să faceți asta. Și acum hai la partea a doua a acestui video. Întrebarea mea e așa. Se poate face online în condiții adevărate, ca lumea, din care să-și înțelegi ceva? Păi rămâneți cu mine în acest video, vom încerca și vom vedea. M-am lungit cu prima parte a acestui video și m-am și înfuriat, lucru pentru care îmi cer sincer scuze în fața voastră. Dar nu pot să rămân calm în fața unor inepții, în fața unor indolențe de luni de zile, de parcă nu știau în ce scenariu trăim cu adevărat. Am vorbit în perioada asta cu o mulțime de învățători și profesori, de primară, de gimnaziu, de liceu, din familie sau simple cunoștințe și am început să înțeleg care ar fi dificultățile unui scenariu sigur și eficient în online. Școlile private au deja așa ceva, dar cert este că pe oamenii ăștia, profesori și învățători din sistemul public, despre care vorbeam mai înainte, nu i-a întrebat nimeni cu adevărat cu ce s-au confruntat, ce ar trebui îmbunătățit, ce echipamentele ar trebui ca treaba chiar să funcționeze. Pentru că evident, experții sufletului, nici măcar ei nu au habar cu ce se mănâncă asta cu online-ul. Nu, nu mă bullshituiți că nu s-a stat niciodată serios la masă pe subiectul ăsta și cu atât mai puțin acu 3 luni de zile când ar fi trebuit să se întâmple asta. Știți povestea, sunt destui profesori fără chef, fără cunoștințe de operare sau pur și simplu fără computer.
Elevul este în clasa a 7-a la o școală din Eforie Sud. Din 32 de ore câte ar fi trebuit să aibă într-o săptămână, a făcut doar 14, mai puțin de jumătate din cele obligatorii. Potrivit unui studiu făcut de organizația Salvați Copiii, 43% dintre cadrele didactice nu dețin resursele materiale necesare pentru învățământul online. Dar să nu deviem, vorbeam despre materie, că s-a pierdut foarte multă. E, cum ar fi fost dacă acum, zic la întâmplare, 10 ani am fi făcut ceea ce ne tot propunem de pe vremea lui Decebal și Traian? Reorganizarea materiei, mă, simplificarea, adaptarea predării la secolul în care trăim. Sunt convins că altfel am fi discutat în ziua de azi. Cu o materie mai aerisită și cu resurse moderne, am fi trecut prin pandemie fluierând. Dar nu, mă, nu se poate. Sigur, s-au mai agitat firmele tech pentru că au de câștigat din povestea asta și unele au și câștigat gros, meritat sau nemeritat. Și mi-am propus eu să aflu care spun învățătorii și profesorii că ar fi problemele pe online. M-am documentat câteva zile, am zis să sun în stânga și în dreapta și să procur una alta și am improvizat cu ce am mai găsit prin birou o soluție, așa, la prima strigare. Una dintre principalele probleme ridicate de oamenii cu care am mai vorbit a fost asta. Cum fac eu, profesor, ca ăia de acasă să vadă tabla ca și cum ar fi în clasă? Și cei mai la îndemână s-au dovedit a fi Samsung, ori mai fi cu siguranță și alții, dar despre Samsung știam cu certitudine că au așa ceva, o astfel de soluție. Pentru că am mai filmat jucăria asta nu odată în trecut și mi-a plăcut tare de tot. Se numește Flip. Este acum la varianta a doua și face cam tot ce vrei tu să facă. Scrii pe ea cu degetul, cu creionul, cu penul din dotare și cu o piatră dacă vrei. Poți să desenezi, să faci calcule, să-l împerechezi cu telefonul, laptopul sau tableta și să rulezi conținut de pe ele. Ai un ecran imens de 55 sau 65 de inci, ce poate fi folosit atât pe orizontală cât și pe verticală. Poți face crop, cut, selecție, alipire și multe altele. Aproape orice în afară de clătite și cartofi prăjiți. Flip 2 îți permite deci să partajezi ecrane, documente, videouri și mai are și toată conectica posibilă. HDMI, USB, NFC și Wi-Fi. Poți conecta direct până și un cont de Office 365. Deci ăsta este Flip, o nebunie de dispozitiv gândit de la început până la sfârșit pentru un scenariu din ăsta de utilizare intensă în online. O a doua problemă punctată de mulți dintre profesorii cu care am stat de vorbă a fost asta, a faptului că le este greu să-și împartă atenția în mai multe direcții. Adică pe de o parte la ceea ce predau și pe de altă parte la amănuntele tehnice inerente unei transmisii online. Și uite, asta este soluția pe care eu am găsit-o fără să caut prea mult. La prima strigare. Aceste dispozitive de la IA-Link fac singure chestiile cu care ar trebui să-ți bați tu capul. Camera te urmărește prin încăpere și face singură zoom pe tine. Iar modulul ăsta de sunet îți permite să te auzi cum trebuie și să controlezi discursul prin doar câteva simple apăsări de buton. Ceea ce avem aici este un setup normal, improvizat sigur, am scavengiuit după tot felul de lucruri prin birou, pe Teams, dar el poate fi pe orice, pe Zoom, pe WebEx, pe orice altfel de aplicație din asta care permite comunicarea la distanță. Este o cameră de la IA-Link care se numește UVC30. Nu trebuie să o mai miști tu, să te orientezi tu după ea, pentru că ea te caută prin încăpere și prin crop, practic focalizează pe tine, te pune pe tine în cadru. Iată, deci dacă plec de aici și vorbesc, camera s-a văzut frumos, a strâns pe mine. Deci nu mai am problema asta că, domnule, trebuie să vorbesc tot timpul într-o anumită direcție, trebuie să stau într-un anume loc. Camera își schimbă practic, iată, se vede pe tabletă, iată, mă caută pe mine. Deci nu trebuie să mai corectez eu camera, pentru că ea este o cameră 4K, iar stream-ul pe care îl dăm în momentul ăsta este Full HD. Și atunci prin crop, pe senzor, camera mă urmărește prin încăpere și mă pune pe mine tot timpul în centrul cadrului. Asta odată. Drăcia de pe masă, asta, tot de la IA-Link, se numește CP900 și este un microfon foarte, foarte șmecher. Nici la ăsta nu trebuie să fie neapărat în apropierea lui. El, practic, știe, aude unde se întâmplă vocea în încăpere. Adică, practic, poți să stai până la 4 metri distanță de el și te va capta perfect. Am făcut probe cu el, deci asta înseamnă că un profesor care se ridică de la catedră și se duce la tablă sau se mișcă prin clasă, atâta timp cât este la 4 metri distanță de jucăria asta, el va fi captat
cât se poate de bine. De aici îi dau mute și unmute. De aici pot să închid sau nu convorbirea. Iată, ăsta este chiar dedicat pentru Teams. Iar el se poate conecta ori wired, adică pe fir, la un laptop, sau se poate conecta wireless pe Bluetooth, așa cum am făcut-o eu. Dar partea cu adevărat spectaculoasă abia acum vine, în momentul în care o să conectăm tabla, adică flip-ul din spatele meu, la stream-ul pe care copilul primește acasă pe tabletă. Și fiți atenți, asta este o placă de captură USB. Într-un capăt are un HDMI, în partea cealaltă are un USB 3. Este un Camlink de la Elgato, ăștia care sunt streamer de gaming știu foarte bine marca asta, Elgato, pentru că e una foarte populară pentru game streaming. Am conectat-o la un USB, la laptop, iar flipul ăsta are un port care se numește Screen Share și care este de fapt un HDMI out, mai pe limba tuturor. Ăsta intră în fundul plăcii de captură și să vedeți acum magie. Deci intru frumușel pe Teams, în setări, și îi spun că dispozitivul meu de intrare vreau să fie acest Camlink. Și miracol! Iată ce se întâmplă pe tabletă. Deci pe ecranul de acasă a apărut practic conținutul tablei interactive, acestui flip. Și ia, fiți atenți aici. Îmi iau frumușel creonul, da? Și începem să scriem. Ia, 1 plus 1 egal cu 2. Ce s-a întâmplat acolo? Exact asta. Uite, scriem așa. Zona IT. Iată. Și în timp real, tot ceea ce scrie profesorul pe tabla asta, pe flip, apare la cea mai bună calitate posibilă, pentru că ce facem aici este fix 1080-60, pe dispozitivul pe care copilul îl urmărește acasă. Deci mai simplu de atât, nici nu cred că se poate. Orice. Și toate funcțiile de flip pe care le-ați văzut mai devreme, absolut toate, alea cu pensula, cu, nu știu, cu împerecheatul telefonului, cu orice, cu video, cu tot ce se poate streamui de pe un alt device pe acest flip, ajunge pe tableta fiecăruia dintre cei care urmăresc respectiva sesiune de Teams, Zoom, WebEx, whatever, ce dorește profesorul să folosească pentru clasă. Și ca să fie experiența cât mai autentică, m-am gândit să fac un blackboard, o tablă neagră, așa cum există probabil în majoritatea școlilor încă, și să scriem cu creta. Iată, facem și noi un pic de tabla mulțirii. Ia. 1 ori 1 egal 1. 1 ori 2 egal 2. Și hai să zicem un 3 ori 2 egal 9. Ah, am greșit. Iată. Frumos, am șters cu palma. Observați că pe tabletă se întâmplă în timp real tot ceea ce scriu eu pe tablă. A, uite, facem aici și un pic de geometrie așa, da? Ăsta este un unghi de 90 de grade, corect? Bun, și avem așa. A pătrat plus B pătrat este egal cu C pătrat, nu? Am zis bine? Unde A e ăsta, B e ăsta, C este ăsta. Iată cum se întâmplă toată treaba. Deci una dintre problemele pe care o reclamau profesorii și care era într-adevăr asta, faptul că nu reușesc să transmită tabla în cele mai bune condiții către cei de acasă, iată cât de ușor rezolvabilă este cu jucăria asta. Și acum să vă mai arăt o șmecherie. Probabil vă veți întreba, bun, ok, tabla ca tabla, dar vreau să văd profesorul în timpul ăsta și să aud explicația lui. Există însă un workaround foarte fain, adică aplicații dedicate pentru astfel de scenarii multisursă. Iar cel pe care eu îl folosesc se numește ManyCam și care este practic o cameră virtuală. Ce fac cu ăsta? Deci pot să am aici până la, nu știu, ăsta mi se pare că suportă 8 surse diferite, da? Îmi pun prima sursă ca fiind tabla, de exemplu. Altă sursă am să mi-o pun ca fiind camera. Bun. Și acum, ce se întâmplă?
Deci, în momentul în care trec pe sursa asta cu tabla, pot să am, adică am doar acea tablă, da? În momentul în care am comutat, eu am, îl vede pe profesor, practic, mă vede pe mine. Sau pot să-mi construiesc un scenariu simultan, de picture in picture, în care, de exemplu, într-un colț undeva îmi pun, practic, camera mea a profesorului și pe restul ecranului adaug frumos nebunia asta. Adică tot ceea ce se vede pe acest Flip 2. Pot să-mi poziționez layer-ul ăsta unde vreau eu. Și acum, după ce mi-am construit acest setup foarte drăguț, vreau să-l trimit în integralitatea lui către copiii care se află acasă. Nimic mai simplu. Pentru că Teams, și nu doar Teams, repet, toate celelalte, Zoom, WebEx, whatsoever, așa, îmi permite să văd drept cameră această cameră virtuală, acest Manicam pe care l-am eu și iată, în momentul ăsta avem pe tabletă, streamuiesc practic către tabletele tuturor care se uită la lecția respectivă, acest picture in picture pe care l-am construit. Am tabla aici, adică flipul, și am aici camera cu profesorul. Și am aici sunetul, deci camera apropo care mă urmărește prin toată încăperea și sunetul care mă captează de la 4 metri distanță. Și toate astea sunt posibile grație unei mici plăci de captură care se află aici. Mai mult decât atât, dacă vreau, nu știu, dacă vreau să transmit cu, cum să spun, cu precădere o anumită sursă, nu mai am nevoie să mai intru în Teams să lucrez de aici. Teams poate să stea undeva pus jos în bară, pentru că tot controlul se întâmplă în momentul ăsta din această aplicație multicamera din Manicam. Și iată, deci pe hai să zicem, pe primul track aici am scenariul meu picture in picture, pe cel de-al doilea am doar tabla și pe cel de-al treilea am camera de la E-Link. Așadar, când vreau să discut face-off, față-înfață cu ei, apropo de față-înfață, de ce spuneam în scenariul de mai devreme, pot să comut camera. În momentul în care ceea ce se întâmplă important se întâmplă pe tablă, pot să le streamuiesc tabla. Sau în momentul în care vreau să le am pe ambele, nimic mai simplu. Și iată cât de fain, pentru că din Manicam, iată, pot să micșorez acest pătrățel ca să nu-mi încurce, mă rog, să nu împiedice vizibilitatea și așa mai departe. Și toată nebunia pe care o vedeți aici este făcută în câteva ore. Deci în câteva ore. Adică un pic de documentare, un pic de tot de documentare, și câteva scule. Sigur, camera asta poate să fie orice, poate să fie orice webcam, sigur, nu mai are această funcție interesantă că te urmărește prin încăpere. Microfonul la fel, nu trebuie să fie neapărat ăsta. Placa de captură este și ea una destul de banală, care se găsește cam peste tot. Laptopul nu trebuie să fie, nu știu, un MacBook Pro de 16 care face, drege și rupe, pentru că tot ce v-am arătat aici nu consumă cine știe ce resurse. Adică este un scenariu destul de banal de utilizare. Iar tableta de destinație, adică cea pe care o are copilul pe masă, poate să fie orice tabletă de 500 de lei. Adică nu este o mare nebunie. Așadar, zic eu că se poate și se poate în condiții bune. Într-adevăr, piesa de rezistență este acest flip, care da, ăsta este mai scump. Este undeva peste vreo 2000 de euro. Dar ceea ce face el este că transpune practic experiența de clasă, de tablă reală, cât se poate de exact și de accurate în mediul online. Poți să o folosești și la un nivel mult mai ridicat, și anume posibilitatea de a pleia filme pe ea, de a, nu știu, materiale didactice, de a conecta un cont de Office 365, ai foi complexe de calcul, ai tot felul de lucruri. E eliberat complet mâinile profesorului. Nu trebuie să-și mai bată capul cu, aoleu, cum predau pentru ăștia din clasă și separat cumva trebuie să predau pentru ea din online. Trebuie să fiu atent dacă ea mă văd în cameră, să-mi dau seama dacă ei mă aud. Nu, pentru că device-urile, adică această cameră și microfonul și flipul, sunt cele care îți intermediază chestia asta cu care tu nu trebuie să-ți mai bați capul. Tu ții ora în mod normal și atât cei din clasă cât și cei de acasă primesc practic exact același output. Și ultima, dar nu cea din urmă, tableta.
punctul de destinație al acestui conținut. Tot în zona școlii, dar cu un exemplu de urmat, 1000 de copii de școală generală din Blaj, județul Alba, sunt în culmea încântării. În loc de cărți grele care să le umple ghiozdanele, au acum tablete. Le-au primit recent de la primărie și s-au și apucat de treabă. Deocamdată descarcă manualele digitale. Vă rog să deschideți tableta, se încarcă mai greu, trebuie să avem răbdare. Portal manual, ăsta se intră pe un din ăsta care ne dă exact. Li se citește bucuria pe chipuri, au și de ce, nu-s mulți ca ei în țară. Suntem generația cea mai privilegiată din istorie. Și se descurcă binișor, că doar nu sunt la prima navigare în spațiul virtual, toți au telefoane. Câți dintre voi aveți tableta acasă? Înseamnă că știm să... Da! Toată lumea știe! Da! Să ne familiarizăm astăzi un pic cu căutarea manualului digital și cum putem să-l folosim. M-am bucurat foarte tare. Am ajuns acasă și am zis, mami, am primit tablete. Mi-a plăcut foarte tare. Pentru mine e foarte important că o să învățăm de pe tablete, pentru că nu mai scriem atâta. Pentru că reține mai mult. Este foarte, foarte simplu. Căutăm pe Google. Vă dați seama că este foarte frumos pentru noi să avem tablete. Suntem foarte emoționați că școala devine mult mai interactivă și că ne putem dezvolta. Deocamdată e doar un proiect experimental finanțat de primăria și Consiliul Local din localitate. Ne-am bucurat foarte tare și eu, dar și copiii. Am încercat să văd, în primul rând eu, dacă este de un real folos mie și la clasă și, într-adevăr, este. Vă dați seama ce fericiți suntem că avem și noi tablete. Ne uitam la ceilalți în alte țări și ziceam ce frumos ar fi să avem și noi. Și uite că visul ni s-a îndeplinit. Avem tablete. Copiii iau tabletele acasă, așa părinții pot verifica temele și chiar și notele lor din catalogul electronic. Iar dacă totul va merge bine, la anul cei din clasele primare ar putea fi la fel de norocoși. Ministerul Educației are primele concluzii despre cea mai mare evaluare digitală din școli. Peste 70% dintre elevii care au susținut evaluarea standardizată au spus că și-ar dori să fie testați doar de pe tablete sau de pe alte dispozitive electronice. Raluca Bârcă știe ce alte concluzii au tras elevii, dar și când vor primi aceștia primele rezultate. Raluca, bun găsit, ascultăm! Bun găsit tuturor! La sfârșitul evaluării standardizate, elevii au completat un chestionar în care și-au exprimat părerea despre aceste testări digitale, iar rezultatele sunt următoarele. 71% dintre elevii care au răspuns chestionarelor au spus că și-ar dori ca în continuare să fie testați în mediul digital, fie prin intermediul telefoanelor, fie prin intermediul tabletelor. În ce privește nivelul de dificultate, 75% dintre elevii respondenți au spus că subiectele de la limba română au fost ușoare și medii, în timp ce la matematică sau istorie doar 59% au spus același lucru. Este important de precizat că elevii vor primi în foarte scurt timp un raport personalizat, un raport descriptiv, care va conține și un scor, dar care nu va fi trecut în catalog, nu va fi transformat într-o notă, și acel raport descriptiv care le vor arăta elevilor la ce nivel sunt aceștia. Testarea standardizată a fost momentan un proiect pilot care s-a desfășurat în 329 de unități de învățământ, iar Ministerul Educației spune că va analiza aceste rezultate, iar dacă ele sunt concludente, atunci testarea standardizată ar putea fi aplicată și la noi în țară din 2024, cel puțin de două ori pe an, la începutul și la finalul anului. Va fi și un raport final general la nivelul întregii țări, care va fi disponibil pe data de 15 iulie. Există școli în România în care întoarcerea elevilor în bănci nu le dă emoții nici părinților, nici profesorilor. Un exemplu este școala gimnazială din Ciugud, în județul Alba, unde învățământul se face după un sistem smart. Mai degrabă al viitorului, dacă îl comparăm cu alte școli din țara noastră. Cu 1 milion de euro, jumătate bani europeni și jumătate credit bancar, vechea școală din Ciugud a fost transformată într-una smart autonomă. Este considerată cea mai modernă unitate de învățământ rurală din România. Aceasta este tableta de control. O astfel de tabletă se regăsește în biroul directorului, în cancelarie și pe telefonul mobil al profesorilor. Spre exemplu, putem intra pe o clasă unde putem să vedem care este scenariul prestabilit, putem să dimăm sau să ridicăm lumina.
Elevii de aici folosesc de câteva luni cel mai modern sistem de învățare din țară, prin intermediul unor lecții interactive derulate cu ajutorul unei tehnologii de ultimă generație. Îmi arată efectiv mecanismul vederii, cum funcționează, am o secțiune a ochiului și pot să-i arăt copilului cum arată ochiul așa sau ochiul așa. În pereți au fost montați senzori care monitorizează nivelul de dioxid de carbon, astfel încât aerisirea și încălzirea să se facă în mod eficient. Tot ca o măsură de protecție, începând de luni, aerul din școală va fi purificat și dezinfectat cu echipamente medicale de ultimă generație, sistemul fiind unul pilot pentru instituțiile publice din România. Bun găsit la România Inteligentă! Într-o comună din Arad există o școală unde elevii învață la standarde europene. Unitatea de învățământ din Apateu este complet digitalizată cu metode de predare moderne. Mai mult, copiii au la dispoziție un cabinet de istorie unic, un decor ambiental și dotat cu gadget-uri care transformă o simplă lecție într-o experiență interactivă și atractivă. Astfel, școala poate fi considerată un model pentru multe din întreaga țară. 300 de copii învață la școala generală din comuna Apateu, situată la mai bine de 70 de kilometri de Arad. Toate clasele sunt dotate cu videoproiectoare și table inteligente, iar metodele de predare sunt complet digitalizate. Avem un televizor pe care profesorul proiectează lecția, deci profesorul când intră în sala aceasta, fiecare elev vine la valiză, că de aici și numele școala din valiză, își ia tableta, se așează în bancă, profesorul își deschide laptopul, intră pe lecția pregătită, o proiectează pe acel televizor și le spune elevilor să intre în cadrul acestei lecții. Elevii și profesorii au acces la o platformă care conține lecțiile din programa școlară în format digital. Astfel, procesul de predare se simplifică și devine mai atractiv pentru copii. Aici se implementează proiectul Școala din Valiză. Este un proiect național în care sunt implicate 50 de școli din toată țara. Ne pun la dispoziție o platformă numită Platforma Școală din Valiză, pentru că pe această platformă profesorul, să zicem așa, se desăvârșește digital. Adică el învață să folosească resursele digitale, creează lecții. Este un mare avantaj pentru noi, pentru că putem înțelege mult mai bine lecțiile și putem să exersăm mai mult. Să ai o școală, să înveți într-o școală cu astfel de dotări. Foarte bine, e un avantaj foarte mare în schimb de alte școli. Sunt mai atractive orele. După ce am început să lucrăm pe calculator și să folosim platforme, a fost ușor. Am petrecut foarte multe ore și acasă și la școală. Când n-am știut ceva, am întrebat pe domnul director sau colegii din școală care se pricep și avem noroc așa de o foarte bună colaborare. Școala are și un cabinet de istorie inedit cu un decor ambiental, iar lecțiile sunt mult mai interesante pentru elevi. Suntem în cabinetul de istorie al școlii, un cabinet de istorie, să zicem, non-formal, în care cursurile o să țină non-formal, deci nu avem bănci, copiii să vină să simtă în largul lor, să aibă în jur și un decor ambiental care sugerează lucrul ăsta, că se află într-un cabinet de istorie. Este dotat cu un display interactiv, care are imagine 4K, poate fi racordat la telefon, poate fi racordat la laptop, la tabletă, la orice. Deci, practic, profesorul poate să țină o lecție digitală în adevăratul sens al cuvântului. Investiția pentru dotarea școlii cu aparatură de ultimă generație a fost făcută cu fonduri europene sau sponsorizări, iar directorul nu se oprește aici. În viitorul apropiat, fiecare sală de clasă din ciclul gimnazial va avea ecrane interactive care permit profesorilor să susțină orele complet digital.